Poliaș a dispus de CSC 1599 Schellenberg cu scorul de 4-1 la finalul primului meci oficial din acest an calendaristic. Ieșenii au deschis scorul încă din minutul 2 în urma reușitei semnate de către Harrison. În minutul 17, Gabi Vașvari a dublat avantajul gazdelor din penalti și cel de-al doilea act a fost început în forță de către elevii lui Leo Grozavu, care au punctat din nou în minutul 47 prin Hlistei. Oaspeții au reacționat și ei, iar Gele a diminuat din diferența de pe tabelă în minutul 55, însă ultimul cuvânt l-au avut tot ieșenii, care au stabilit scorul final în prelungiri prin reușita nou sositului Robert Ion. În primul rând mă bucur că la prima partidă din acest an pe teren propriu am reușit să ne apropiem victoria. Felicitările sunt ale băieților, au făcut o partidă bună. Sigur, sunt multe lucruri încă de reglat, dar una peste alta, ținând cont că venim după o perioadă lungă de întrerupere, o perioadă în care ne-am pregătit pe diferite terenuri, cu diferiți adversari, am reușit să facem, cred eu, o partidă bună, consistentă. De cealaltă parte, Claudiu Niculescu a fost dezamăgit de prestația elevilor săi. Tot ceea ce am pregătit la antrenamente nu s-a văzut astăzi în joc, în special în prima repriză. Greșeli impardonabile, greșeli care ne-au costat, greșeli individuale multe și împotriva unei echipe care acum este principala favorită la promovare, face astfel de greșeli te costă. În etapa următoare, Politehnica Iași se va deplasa în Banat pentru duelul cu Poli Timișoara, iar CSC 1599 Schellenberg va disputa la Sibiu partida contra celor de la Dinamo București.